Haideți să discutăm acum despre ceea ce înseamnă o prismă. Bun, avem reprezentat în prima figură un corp geometric notat A, B, C, A prin B prin C prin. Deci A, B, C, A prin B prin C prin, în care bazele le voi considera cele două triunghiuri A, B, C, A, B, C și